Emoțiile au început de astăzi pentru absolvenții de liceu. Aceștia au dat proba la limba și literatura română cu subiecte diferențiate în funcție de profil. Examenul de bacalaureat este susținut de peste 100.000 de elevi din toată țara. În cadrul profilului real, la primul subiect, elevii au avut de rezolvat cerințe pornind de la un text la prima vedere, piesa de teatru Madonna de Tudor Mușatescu. La textul argumentativ de la subiectul al doilea, elevii au avut de scris despre rolul jocurilor de calculator în viața tinerilor. Subiectul al treilea, eseul, viziunea despre lume și viață dintr-un roman interbelic. Mai simplu decât mă așteptam. Eu am fost la profil real. Și ne-au dat niște subiecte destul de ușoare față de cum spera lumea sau cum au fost simulările. Text, un eseu, tot ce ai învățat de-a lungul anului. Odată text argumentativ și un dialog, apoi odată un roman, un subiectul 3. Deci ai știut? Da. Mi-a fost ușor, după părerea mea am învățat, dar pentru unii n-a fost chiar așa de ușor, dar fi faptul că n-am învățat destul și nu s-au pregătit. Un roman din perioada interbelică, la alegere. Și ce ți-ai ales? Ultima noapte de dragoste, Întâi noapte de război, Camil Petrescu. La subiectul 2, mi se pare, dacă țin bine minte, rolul jocurilor pe dispozitive electronice. Și la subiectul 1, mi-a dat un dialog între două persoane. Deci ai știut. Da. Am avut de argumentat viziunea și tema despre lume dintr-o operă interbelică. Foarte ușor. Subiectul 3 mi-a dat ceva despre un roman interbelic. Astfel, la profil uman, elevii de clasa 12 au avut de rezolvat la subiectul 1 o serie de cerințe bazate pe un text din piesa de teatru citat de la Sfărâmată de Horia Lovinescu. La subiectul 2, aceștia au avut de conceput un text despre rolul lecturii în dezvoltarea personală. La cel de-al treilea subiect, absolvenții au primit caracterizarea unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. Cum a fost examenul? Foarte bine. Ai știut? Nu știu ceva. La primul subiect a fost un text și mi-a dat nouă exerciții la ele, la subiectul 2 un text argumentativ și subiectul 3 despre o novelă. Am fost foarte ok. Subiectul al treilea a fost despre un roman interbelic, subiectul 2 despre, cum să vă explic, jocurile pe calculator, cum ne influențează și subiectul 1 text la prima vedere. Roman interbelic. A fost foarte greu, a fost bine. Sperăm să fie bine și la celelalte. Bacalaureatul va continua mâine cu proba la limba și literatura maternă, care va fi susținută de elevii aparținând minorităților naționale. Miercuri, cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate în data de 12 iulie până la ora 16, iar în aceeași zi vor putea fi depuse contestații între orele 16-20, care urmează a fi soluționate în perioada 13-15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.